Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker, vine la regăsit la un episod de FIFA cu Borussia Dortmund. Avem partidă pe propriul teren, partidă ce o vom simula. Borussia Mönchengladbach, cred că vom câștiga meciul ăsta. Chiar dacă și au jucători buni, Rafael Hazard, Karius, un portar foarte bun și el, cred că Borussia va câștiga. Suntem în formă, bun, și Ronaldo marchează. Cristiano Ronaldo deschide scorul minutul 31, intrăm cu 1-0 la pauză, ceea ce este foarte bine. Dacă am reușit să câștigăm la două goluri diferență, ar fi și mai bine. Chiar mult mai bine, însă momentan nu dăm gol, sper să nu primim. Asta e tot ce-mi doresc, să nu primim gol. Să nu primim gol și n-am primit. Câștigăm cu 1-0, e bine. E bine, reușim să câștigăm, asta este un lucru bun pentru noi. Vom face aceste antrenamente. Nu mai este foarte mult și acest sezon se va termina. Sper din tot sufletul să reușesc să câștig titlul. În sezonul trecut n-am reușit. Pe final, oricum, pe final, Bayernul a fost mult peste noi. Acum suntem în spatele lor. E meci greu. Avem o deplasare la Hoffenheim, echipa de pe poziția a doua, conferință de presă. Va fi o partidă grea. O partidă grea, trebuie să dăm tot ce avem noi mai bun și să câștigăm meciul ăsta neapărat. Hoffenheimul, echipă tare. La 4 puncte în spatele celor de la Bayern München. Bayernul joacă fenomenal. Noi suntem la 7 puncte în spatele celor de la Bayern. Avem nevoie de victorie. Bender, cartonaș roșu, îl vom schimba cu Ginter. Să vedem cine mai băgăm aici. Îl băgăm pe Castro, pe Maxim. Îl băgăm și pe Stanciu. Și pe Alibek. Și pe Alibek. Aici. Avem 3 rezerve de naționalitate română. Jucăm cu Hoffenheim. Sper să câștigăm. Voi ce credeți? Dați-mi un pronostic. Eu zic 3-1 pentru noi. Voi ce credeți? Haideți să vedem ce iese. Oh, Doamne, ajută-ne să câștigăm. Borussia Dortmund vine pe terenul echipei de pe locul 2, Hoffenheim. O echipă periculoasă, o echipă ce sper la titlul acest sezon, este la 4 puncte în spatele lui Bayern München. Pentru noi este ultima șansă. Ronaldo, 4 goluri în ultimele 3 partide, sper că va reuși să marcheze și de această dată. Nu câștigăm cu Hoffenheim și se alege praf. Nu câștigăm cu Hoffenheim și se alege praful de speranța noastră de a mai obține titlul de campion în Bundesliga. Iată o primă fază, Hoffenheim începe destul de periculos, putem spune, dar nu reușește să fie periculoasă la poarta noastră. Vine cu o centrare, cam liber pe partea aceasta, profită. Kagawa se dă faul. Asta vreau să zic, eram curios că nu dă arbitru faul la această intervenție. De obicei se dă și s-a dat și acum. Hoffenheim, periculoasă aici Hoffenheim, mai grijă Hector Bellerin, ușor de posedat, De Gea respinge balonul în corner. Hoffenheim, echipa gazdă, mai periculoasă decât Dortmund în aceste momente. Minutul 6 și n-am reușit să facem vreo fază bună. Hoffenheim, șutul se duce mult, mult pe lângă, n-a fost un șut fenomenal, dar faza în sine, frumoasă. Buffal, Kagawa. Pentru Ronaldo, Ronaldo cu spatele la joc, hai Kagawa, greșim ușor, ai Jordi Alba, bună recuperarea lui Jordi Alba, pasă pentru Neymar, este fază bună de gol pentru Borussia Dortmund, Neymar întoarce mingea, Kagawa, ține de tricou, Buffal, Ronaldo în blocaj, oh, ce ocazie, ce ocazie are și Dortmund, vedeți, imediat am replicat, dar să vedem acest contraatac, să vedem cum vom rezista. Jordi Alba încearcă să facă faultul, nu știu dacă se dă offside, nu se dă. Ba da, se dă offside, asistentul ridică puțin cam târziu, dar până la urmă e bine că l-a ridicat. Jordi Alba, Kagawa, Draxler, frumos, trebuia să greșim noi pasa Kagawa, nu, iată mingea ajunge până la urmă la Cristiano Ronaldo, Ronaldo în careu, Ronaldo, Sommer, Mahrez, offside, ce intervenție bună, ce intervenție are Sommer. Păcau, doamne, ce bine era dacă reușeam să marcăm. Ronaldo în duel cu Sommer. Nu era în duelul cu portar. Am crezut că îl voi depăși pe portar. De aceea sunt în duel cu Sommer. Dar tackling-ul a fost unul perfect. Perfect tackling. Hoffenheim. Puțin erori. Iată Hoffenheim ne arată și ea slăbiciune în aceste momente. Draxler face un faul de cartonaș, cred eu. Dar arbitrul ăsta jocul să continue și iată, îi dă galbenul. Dacă tot aia s-a jocul să continue. Nu, da și galben.
Asta e, se mai întâmplă. N-a fost un tackling, n-a fost nimic intenționat, cred eu. Nu cred că Draxler a vrut să faulteze acolo. Ăsta e fault. Ăsta e fault de galben. Am oprit o fază bună de gol. Am oprit o fază bună de gol, însă jocul continuă. Șutul este mult, mult, mult peste. Și Umtiti nu primește galben. Nu cred că arbitrului e frică de Umtiti. Ei, să putea să nu greșească și Jordi Alba. O pasă ușoară. Ginter. Bine, bine, Jordi Alba, tot el a recuperat balon și acum a plecat. A plecat Jordi Alba cu viteza sa. Jordi Alba pasă, interceptată, doamne. De ce greșim pasele ușoare? Puteți să-mi spune și mie, Gintere, recuperăm fenomenal și greșim ca niște copii de grădiniță. Oh. De aia, lung, Ronaldo. Doamne, câte pase greșite am dat în această partidă. Sper că ne vom reveni. Bufal. Bun driblingul. Nu-l ajută Draxler. Nu-l ajută Draxler pentru că Draxler nu vrea să se demarce. Tot Bufal pe recuperare și iese De Gea. Iese De Gea foarte bine. Degajează acum Ronaldo. Mingea nu ajunge la Kagawa. Iată cum combină Hoffenheim, fenomenală Hoffenheim, deviem în ultimul moment. În ultimul moment deviem, putea fi 1-0 pentru gazde, dar acum e contraatacul nostru, să vedem pe Kagawa. Kagawa pasă mai departe pentru Draxler, așteaptă Ronaldo balonul, primește Ronaldo, Sommer iese perfect și el. Iată-l și pe Sommer, din nou pus la încercare Sommer, din nou intervenție bună acestea Neymar. Draxler pentru Kagawa. Kagawa putea obține lovitura de la 11 metri, Draxler! 1-0 Borussia Dortmund, minutul 38! Hoffenheim cedează! Hoffenheim cedează! N-are ce să mai facă la acest șut al lui Draxler! Bună pasa lui Kagawa! Perfectă! Șutul sub transversală și este 1-0! Deschidem scorul în deplasarea de la Hoffenheim, probabil cel mai greu meci din ultimele partide. Și iată, reușim să marcăm. Minutul 38, Draxler punctează și Hoffenheim, să vedem cum va reacționa. Nu știu dacă... Sper să nu primim gol. Asta este sigur... Dacă nu vom primi gol, câștigăm meciul ăsta. Asta eu așa credeam de la început. Eu am zis oricum un 3-1 pentru că știu, Hoffenheim e o echipă grea. E greu să nu dea gol Hoffenheim. De aceea am zis eu 3-1. Sper totuși să mă înșel și să fie și 1-0, mă mulțumește. Draxler, bună pasă pentru Bufal. Aruncare de la margine. Avem aruncare de la margine, să vedem, jucăm cu Draxler. Kagawa. Frumos pentru Bufal. Bufal încearcă, dar până la urmă tot el ajunge la minge. E faul clar aici. Bufal joacă cu Draxler. Draxler pentru Cristiano Ronaldo. Ronaldo deposedat, tot Ronaldo la balon. Ronaldo pasă pentru Jordi Alba. Nu, e Kagawa, Ronaldo din prima pentru Draxler. Șutul lui Draxler, aproape de 2-0, aproape de dublă Draxler în finalul primei reprize. Cum ar fi fost Draxler? Până acum n-a făcut partide foarte bune la Borussia Dortmund. Și ce ar fi fost să facă acum? Să dea două goluri împotriva celor de la Hoffenheim. Ce frumos îl întorsese Ronaldo. Dar pentru noi n-a dat faulturile chiar așa ușor. Vine centrarea, Bufal bine respinge Ronaldo. Neymar pasă cu Draxler. Bufal din prima. Ei, și combinații fenomenale. Mahrez are șansa de a face 2-0. Mahrez, ținut de tricou. Mahrez, Sommer. Perfect, intervine Sommer în fața lui Mahrez. Putea fi 2-0. Putea să și cadă Mahrez, a preferat să l-o facă. Ce ocazie. Din nou ocazie mare pentru noi, Bufal, profită de viteză, Bufal însă nu întotdeauna viteza te ajută, poate fi contratat periculos, Kagawa nu reușește recuperarea balonului, dar iată, dacă Draxler făcea faultul acolo, putea să vadă și cartonaș roșu, vă dați seama ce semna pentru noi, iată acum Hoffenheim. Nu le-a ieșit tu. Oh, cine? Ginter e, da. Ginter greșește pasa, face faul, nu? Jocul continuă. Arbitru consideră că a fost o intervenție 100% corectă. Ginter iese de acolo. Ginter ușor depășit și este repunere din colțul care a limit de 6 metri. Trebuie să avem grijă, băieți.
Nu vreau să riscăm să primim gol în final de partidă. Timp ar mai fi în cazul în care am primit acum un gol să revenim, dar de ce să primim gol? Neymar! În loc să marcăm acum prin Neymar, să-l vedem pe Neymar. Neymar depozedat. Depozedat și Draxler, intervenție la sacrificiu, putea să vadă roșu. Ginter, să vedem dacă va reuși să-l ajungă pe Marlos. Marlos, viteză foarte bună. Ginter nu reușește să facă, a încercat faultul. Întorc și Jordi Alba. Ginter, fenomenal. Draxler, Ginter, Buffal, pasă cu Kagawa. Kagawa pentru Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, făcut sandwich Ronaldo de doi jucători. Nu e bine. Nu e bine. Hoffenheim ușor, ușor calmează spiritele. Tot ia. Sommer. Joacă. Nu, pare că nu se grăbește Hoffenheim. Iată, mai face și erori. Dar au recuperat rapid. Au recuperat rapid. Oare nu vor să bată? Minge lungă. Ei, au combinat. Asta nu înțeleg. Au combinat atât de mult în propria jumătate ca să iasă din defensivă și acum Ronaldo poate reuși golul. Ronaldo! Schimbăm. Kagawa, Castro, Draxler, Stanciu, Buffal, Maxim. Schimb din nou mijlocul. Mereu când am făcut schimbările astea în ultima perioadă, a ieșit bine. Poate și acum. Șutul bun al lui Ronaldo. Sommer n-avea ce să facă în cazul în care mingea prindea cadrul porții, dar a reușit să... A avut și noroc Sommer azi. Și intervenții bune. A avut și intervenții fenomenale. Op. No, este offside. Este offside. Trebuie să jucăm mingea lung. Umtiti. Ronaldo. Bine cu Maxim. Maxim pentru Stanciu. Castro. Iată cum au combinat jucătorii noi intrați. Bine, Castro, frumos, minge deviată, Neymar, bună recuperarea lui Neymar. Castro a încercat să joace în margine cu Mahrez, dar nu a fost cea mai bună pasă. Haide Castro, tot el la recuperare, să-l vedem pe Castro, ține de tricou, jocul continuă. Bellerin cu Zuber, Zuber, are și Zuber viteză, dar și Bellerin, să vedem ce va face cu Hector Bellerin. Vine centrarea, iese de Hea, reține balonul, se dă fault. Se dă faul, deși eu cred că putea să lase și jocul să continue. David De Gea degajează acum, sper să nu o facă în afara terenului. Ba da, Mahrez a dat pe lângă minge. Nu mă așteptam ca Mahrez să dea acolo pe lângă minge. Hector Bellerin, bună recuperare acestui. Hector Bellerin avansează. Ar trebui să protejeze aici balonul. Foarte bine, pasă pentru Maxim. Maxim, Maxim are dribbling-uri bune. Maxim, Maxim! Sommer intervine bine! Românul nostru Maxim, ce frumos a driblat, șutează la colțul scurt. Mingea nu prindea cadrul porții. Nu prindea cadrul porții, dar a... Oricum, șutul bun al acestuia. Sommer, din nou intervenție bună. Cine a fost? A fost Stanciu, jucătorul nostru, românul nostru, ce a... Trimis mingea spre poartă, este contraatacul lui Hoffenheim. Ce ar fi să primesc gol la faza asta? Jordi Alba, nu e Hector Bellerin. Impecabil. De Gea degajează balonul, nu stă la discuții. Dacă vă dați seama să fi greșit acolo, ce însemna pentru noi să fi greșit De Gea. A mai făcut el gafe de genul, așa că nu e problemă, se termină, dar dacă câștigăm cu 1-0, e bine. E bine, reușim să scoatem cele 3 puncte. Bayer 4-0 cu Kiel. Bayer 4-0. 4-0 cu Kielnul. Bayern nu știu dacă mai poate să o învingă cineva. Nu cred. Avem cu Hannover și vom simula. Deci vine după două victorii consecutive. Simulăm meciul ăsta. Am încredere că vom câștiga. Leverkusen 1-1 cu Leipzig. Augsburg conduce pe Ingolstadt. Ronaldo marchează din penalti. Nu mai ratează penalti Ronaldo și acum marchează. Werder Bremen 1-1 cu Schalke. 2-1 Schalke. 2-0 Kagawa și ne ducem spre câștigătoarea acestei partide. Hannover nu cred că va avea forța să revină. 3-0 Jordi Alba, se accidentează Stanciu, dar bine intra pe teren. Dar intra pe teren, Stanciu se accidentează. Asta este Stanciu, le-mi pare rău, sper să nu fie o accidentare dură. Sper să nu fie una foarte dură. Cât? 6 zile. Conferință de presă, din nou partidă interesantă cu Schalke de această dată. Doamne, ce meciuri grele, ce meciuri grele avem! Chiar vreau să văd calendarul competițional, să vedem. Avem și cu Bayern? Dacă nu mă înșel, va trebui să jucăm și cu Bayern cât de curând. Cât de curând va trebui să jucăm și cu Bayern și... Acolo cred că se va decide soarta. O avem, avem spre final. Spre final avem. Dacă câștigăm toate partidele până atunci, avem șanse mari.
Iată, Bayern 56 de puncte, noi 49, Schalke 51. Dacă vom învinge Schalke, îi vom devansa. Îi vom devansa în clasament. Doamne, cum ar fi o victorie? Hector Bellerin, cartonaj roșu. Îl schimbăm. Ba pe Bender aici. Cam atât. Ginter îl schimb cu Bender. Cine mai accentat? De Gea. Puh. De o accentare a lui De Gea chiar n-aveam nevoie. Sincer, chiar n-aveam nevoie. Na, nu vroiam. Nu vroiam asta. Dar iată că s-a accidentat. Și Donnarumma e un portar bun. Și el este un portar bun. Jucăm în deplasare la Schalke. Haideți să vedem. Cineva mi-a să joc și cu tricourile de deplasare. Iată, jucăm cu ele. Goal News, Hoffenheim, Stuttgart. Jucăm în deplasare la Schalke. Va fi greu. Va fi foarte greu. Peltins Arena, Schalke, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund din nou are o partidă foarte grea. Schalke joacă acasă, este susținută de acești fani minunați. Noi sperăm că vom câștiga. E, oricum, va fi o partidă nebună, zic eu. Va fi una nebună, o Neymar intervenție dură asupra acestuia și cred că vedem primul, asistăm la primul cartonaș galben. Da, Huger vede primul cartonaș galben în minutul 2, intervenție dură, ce-i drept, asupra lui Neymar, putea să-l accidenteze pe acesta. Iar arbitrul nu acceptă așa ceva. Cum să le accidentezi pe Neymar? Neymar la balon, pasă cu Bufal, Bufal, călcâi, bine Draxler, 1-0! Cum a făcut în partida cu Hoffenheim, reușește și acum să marcheze Draxler, este 1-0 pentru Borussia Dortmund, pasă bună cu călcâiul, Draxler vine, recuperează balon, șutează imparabil în plasa laterală, Farma n-are ce să facă și Draxler marchează și dă drumul pe final. Și drumul pe final de sezon, e bine. Dacă și Draxler își intră în mână, e foarte bine, e foarte, foarte, foarte bine. Avem 1-0 cu Schalke, Julian Draxler reușește să marcheze. Ronaldo pasă cu Neymar, avansează Neymar, să-l vedem, frumos Neymar, intră în careu, are Neymar, da, intră în careu Neymar, Neymar pasă, Ronaldo, ne distrăm puțin. Bufal, oh, putea să marcăm, păcat, Ronaldo, faza nu s-a terminat, Ronaldo deposedat, oh, ocazie bună de a face 2-0, de ce ne-am jucat cu adversarii noștri aici? De ce ne-a jucat cu adversarii noștri aici, nu pot să-mi dau seama. Schalke nu ne va ierta niciodată, dacă vor avea ocazia, cu siguranță vor marca și ea de acum o ocazie bună, Choupo-Moting, Choupo-Moting, avansează Choupo-Moting, urmărit de Bender, Choupo-Moting, bine, întoarce mingea. Marez este cel care aleargă în disperare. Vreau să ies cât mai repede din defensivă. De aceea alerg. De aceea mă duc în pressing avansat. Frumos aici Schalke până acum. Pase fenomenale. 1-1. 1-1. De Gea primește gol la colțul scurt. De Gea primește gol la colțul scurt. Haide mă De Gea. Prea ușor. Mult prea ușor primim acest gol. Defensiva noastră făcută șahmat. Hector Bellerin, nu, este Piszczek, cel care a fost depășit. Hector are cartonajul roșu și nu poate să joace, dar prea ușor au fost depășiți. Două goluri în 14 minute, se anunța oricum că va fi o partidă fenomenală și iată că este. Deja două goluri în 14 minute. Urmează, cred că va fi o partidă cu multe, multe goluri. Nu știu de ce. Dar la cum a început, cred că se vor mai da cel puțin două goluri. Bufal, Draxler pentru Marez. Marez să venise la o pasă scurtă. Să vedem pressingul lui Marez. Bun. Iată că dă roade. Marez. Marez. Se complică puțin. Pasă cu călcâiul. Ronaldo, Neymar. Neymar. În careu. Neymar întoarce bine. Neymar. Bufal n-ajunge la minge. Din nou balonul deviat. Iată cum Ucida. Are și Ucida viteză. Schalke a avut din nou noroc, din nou îi iertăm, din nou i-am iertat să spunem așa și din nou noi vom fi penalizați, ar fi culmea să primim din nou gol. Draxler face și el faza defensivă, lovitura de cap, Donnarumma, el este portarul, nu David De Gea, uitasem, Donnarumma intervine bine, dacă lua gol cu capul de la 15 metri, îl băgam pe maxim în poartă. La colțul scurt, avem noroc, Schalke, e fault,
Nu s-a dat nimic. Bine, stă Schalke acum. Frumos combină în pas, iată dribling-uri fenomenale. Blocăm Donnarumma foarte bine. Reușim să respingem balonul. Schalke foarte aproape să facă 2-1. Ce intervenție bună are goalkeeperul nostru și acum contraatacul Borussiei Dortmund. Draxler. De unul singur aici. Draxler avansează. Draxler, hai Neymar, vino la pas. Neymar, nu fugi de mine, Neymar. Bufal. Bufal pasă pentru Cristiano Ronaldo, a încercat, însă n-a fost cea mai bună pasă. Nu-i nimic, este 1-1, spectacol total momentan pe Veltins Arena. Două goluri, ocazii peste ocazii, ocazii nenumărate. A plecat Bufal acum, da, mare pentru Bufal. Șutul lui Bufal, corner. Corner, ce bine au reușit să respingă. Nu mai vreau să bag cu Ronaldo, serios. Nu vreau să mai bag cu Ronaldo, bag cu Mahrez. Mahrez. Mahrez pentru Kagawa! Nu cred ce se întâmplă! Ce se întâmplă pe teren în aceste momente? Ce ocazie mare avem! Cât noroc are Schalke! Cât noroc are Schalke! Doamne, mingea a fost scoasă de pe linia porții, trimisă în bara transversală. Și până la urmă, cu noroc, ajunge în brațele portarului Farman. Iată o preluare slăbuță acestuia. Băieți! Vreau să-mi stați în pressing, nu vreau să mai stați... Suntem prea retrași totuși. Nu este stilul nostru de joc ăsta. Nu este stilul nostru de joc. Neymar... ca la... judo. A sărit acolo spre adversar. O, la Kevin, că la judo nu. La judo e mai mult cu trânte. Aruncare de la margemul 39. Schalke... poate... oare Schalke poate să mai dea vreun gol până la finalul primei reprize? Iată acum, ocazie bună, bine m-am întors aici, reușim să blocăm în ultimul moment. Cu capul, no, ridică-te, n-a fost fault, e Bufal aici, Bufal, șutul, peste poartă. Îmi dă emoții și vedem aici, avem sistemul, să vedem dacă a fost gol sau nu, n-a fost gol, sistemul... a atins puțin linia forții, dar nu, n-a intrat. Nici vorbă de așa ceva, nici vorbă de gol. Oricum, mi-am dat seama de atunci că nu se putea da gol. Nu aici pasa. Începem să ne complicăm pe final de prima repriză, ceea ce nu e bine. Noi, de obicei, jucăm perfect pe final de reprize. Schalke! Încercăm să ieșim elegant. Neymar! Bine! Umtiti, Bufal, pleacă Mahrez, a plecat Mahrez, ultima șansă în prima repriză de a prelua din nou conducerea. Mahrez, întoarce foarte bine, pasă pentru Ronaldo. 2-1 Borussia Dortmund, Ronaldo marchează, pasă perfectă de la Mahrez. Bine, și ați văzut o îmbrățișare, Ronaldo și Neymar. Erau adversari în Spania, în Bundesliga, sunt coechipieri. Frumos această fază de contraatac. Schalke cedează și este 2-1. Minutul 45 plus 2-1 pentru Borussia Dortmund. Suntem pe locul 2 în aceste momente. Ceea ce e foarte, foarte bine. Bayern München. Venim. Trebuie să se teamă oricum Bayern München de noi. Trebuie să joace și ea cu presiune, nu? Bine. Frumoase combinațiile. Mingea merge până în margine. Bufal. Piček. Bun dribbling-ul. Când a venit la Borussia Dortmund, Piček era un fundaș fenomenal. Marca. Avea șuturi bune. În ultima perioadă n-a mai jucat cine știe ce. Ce-i drept, nici nu l-am folosit foarte mult. Asistentul era cu fanionul de 10 ore ridicat. Iar centrarul n-avea de gând să fluiere. Când ai tati de gând să fluieri? Kagawa. Ronaldo. Călcâi. Bufal. Ronaldo. Mai departe pentru Draxler. Bine Draxler aici, Draxler. Poate șuta, o face Draxler, bară! Ocazie mare din nou pentru Borussia Dortmund, șutul lui Draxler. Nu știu dacă a fost respins de portar. Ba da, ce intervenție are Farman. Atinge puțin balonul și evită golul Jordi Alba. Draxler. A jucat bine până acum. Aici nu trebuie să se întoarcă. Draxler, frumos, pasă cu Kagawa, mai departe cu Bufal.
Nu trebuie să ne grăbim, Bufal, Draxler, Draxler, șutul acestuia blocat foarte bine aici, cred că se dătea offside, dar jocul continuă. Este contraatacul celor de la Schalke, următoarea partidă pentru Schalke în Europa League cu Liverpool, ce frumos aici, Ucida, Ucida avansează, este un duel 3 contra 1, nu, erau 3 contra 2. S-au retras în timp și alți jucători de la noi, este corner, Borussia Dortmund trebuie să aibă grijă. Nu știu, Schalke dacă va da gol, mi-e greu să cred că va mai primi. Mi-e greu să cred că va mai primi, iată portarul nostru, lasă mingea jos, îi pasează acum lui Cristiano de Ronaldo, 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 Bufal, pasă frumoasă și acum, iată șansa noastră, șansa noastră de a mai da un gol. O, Piček, nu reușește. Era greu ce-i drept, era greu să reușească să facă ceva acolo, din nou Schalke iese foarte bine din defensivă, Sam avansează. Se întoarce, Umtiti, prea ușor Umtiti depășit, iese Donnarumma, să vedem Donnarumma, ajunge la minge, să nu se ducă la Schalke, dacă se ducea la Schalke, era încurcată treaba, Neymar scapă mingea în afara terenului, vin modificările, schimb, îl va pe Castro în locul lui Draxler, asta e prima schimbare, prima schimbare, iese marcatorul golului Draxler, primului gol, a jucat bine azi, a jucat foarte bine azi, pasa acum nu e cea mai bună. Sané, Matip, hai Mahrez, hai Mahrez, bine Mahrez, foarte bun tackling-ul, a dat fault, nu cred, a dat fault, ușor după părerea mea, ușor, nu știu dacă se recomanda să zic așa fault, Mahrez încearcă să schimbe barda pentru Neymar, Neymar, au, aproape să ajungă Neymar la balon, Schalke din nou în atac și e periculoasă, Højbjerg, nu! Haide, îndepărtează balonul de acolo. Pasă bună pentru Neymar, să vedem viteza acestuia. Iese și portarul Farman. Oh, Doamne, oh, Doamne. Cât de bine, cât de bine a ieșit portarul. La fel ca Donnarumma. Oh, pierdem ușor balonul aici. Nu trebuie să le dăm șanse și e contraatac periculos. Oh, s-au încurcat. S-au încurcat și acum. Pasă pentru Cristiano Ronaldo. Ronaldo poate marca golul cu numărul 3 în această partidă. Ronaldo! Farman intervine bine. O nouă schimbare. Bufal cu Maxim Kagawa. Nu, îl schimb pe Neymar cu Alibek. Neymar cu Alibek. Sper ca Alibek să facă o partidă bună. Ronaldo vine cu o centrare, pice, chese portarul foarte bine. Ce bine ar fi dacă a jucat-o cu Ronaldo. Ronaldo. Cine de minge, Ronaldo? Jordi Alba, Kagawa. Oh, Kagawa! A și vrut să-l schimb. Oh, faul dur, faul dur. Cred că este cartonaș roșu. Cred că este roșu. Cred că este roșu. Eu așa cred. Să vedem. Este roșu direct Kagawa. Roșu direct Kagawa, mă așteptam ce-i drept, mă așteptam la ce intervenție a avut, în loc să-l schimb pe Kagawa, vedeți ce se întâmplă, am vrut să-l schimb, totuși am zis să-l bat pe Alibek, să vedem ce va face, mai bine îl schimbam pe Kagawa, așa jucăm cu un om în minus, ultimele 10 minute, ceea ce nu e bine. Haideți băieți, haideți cu recuperarea. Bine, bine, dar tot Schalke are poziția aia. Mai sunt 6 minute până la finalul partidei. În continuare, scorul este 2-1 pentru Borussia Dortmund. Jucăm cu echipa de pe locul 2. În aceste momente noi suntem pe locul 2. Donnarumma reține. Reține balonul. Ocazie mare din nou pentru Schalke. Voi juca pe partea lui Cristiano Ronaldo. Mingea ajunge la Ronaldo. Ronaldo. Nu reușește pasa pentru Alibek. Alibek vine și el puțin în defensiv, așa să spunem. Ronaldo, oh, Ronaldo, cum a pierdut el balonul acolo și iată Schalke, nu, Donnarumma, intervenția este una de zile mari, intervenție de zile mari, puteam să primim gol în finalul partidei, asta ne-ar mai trebui acum, chiar că n-am mai avea nicio șansă la titlu. Ronaldo, am încercat pe viteză, am încercat un dribbling nereușit, oh, dacă ai ieșit greșit aici din defensivă ne-am lins pe bot. Umtiti, oh, iată Sané, blochează, blochează unul, vine Alibek, vine Alibek, Alibek știe să protejeze balonul, îi pasează lui Ronaldo, 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 dacă nici Ronaldo nu se pricepe la protejat, atunci cine, frumos,
Ținem de minge, cred că e offside, vine centrarea pentru Ali Bek. S-au dus cele 4 minute de prelungiri, s-au dus, gata. Gata, ar trebui să fluiere. Ar trebui să fluiere arbitrul, să vedem, lasă ultima fază. Ronaldo pentru Ali Bek și se termină, câștigăm cu 2-1. O partidă importantă, o partidă interesantă și frumoasă de altfel. Primele 14 minute, două goluri. După s-au mai domolit lucrurile, dar e bine că am reușit să câștigăm. Asta mă bucură și avem șanse mari la titlu. Avem șanse mari la titlu. Aș vrea să văd ce a făcut Bayernul. Aș vrea să văd ce a făcut Bayernul și haideți să vedem cu toții ce a făcut Bayernul. N-a jucat aici, dar cred că... Da, nu, ne vom uita la clasament cel mai bine. Cel mai bine ne uităm la clasament. Aici e clasamentul, nu știu unde dăteam eu să mă uit, mă uitam. Bayernul câștigă, 7 puncte în continuare. 7 puncte în continuare, dragilor. Eu am fost Isbreaker, sper că v-a plăcut episodul ăsta. În curând se va termina și cariera. Haideți să trecem peste 1000 de like-uri la acest episod, așa că de final de carieră. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!